you yeah. Deschidem cuvântul domnului la a doua carte a prorocului Samuel, 2 Samuel și citim capitolul 9, are 13 versete capitolul acesta, istoria lui David și Mefiboset. 2 Samuel capitolul 9 de la versetul 1. David a zis: A mai rămas cineva din casa lui Saul? ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o log de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine. Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul și a zis, Dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, Va mânca întotdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a răspuns împăratului: Robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era o log de amândouă picioarele. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, luna aceasta vorbim despre bunătatea omului duhovnicesc. Și dintre toate expresiile de bunătate, modelele de bunătate pe care le găsim în scripturi, cel despre care am citit în 2 Samuel 9 este printre cele mai reprezentative, dacă nu cel mai reprezentativ, și datorită exprimării lui David, o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, noi nu suntem chemați ca copiii ai lui Dumnezeu să exprimăm propria noastră bunătate. Noi nu suntem chemați ca copiii ai lui Dumnezeu să exprimăm ceva care vine din natura noastră. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, învățați de la mine, bunătatea noastră nu este suficientă dacă este doar bunătatea asociată cu numele și cu capacitatea noastră. Ea trebuie să fie o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta este bunătatea omului duhovnicesc. Și împăratul și profetul David se exprimă în felul acesta. Aș vrea să mă port cu cineva cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Și îl găsește pe Mefi Boșet. este fiul lui Ionatan, nepotul lui Saul, al împăratului, lepădat de Dumnezeu. Cercetătorii scripturii pătrund puțin adânc în semnificația acestor cuvinte, nume asociate cu Mefi și, din nefericire, se potrivesc cu realitatea vieții lui. Lodebar, locul locuinței lui Mefi Boșet, are înțelesul de cetate acolo unde se rostesc cuvinte de către gura rușinii. Cuvinte ieșite din rușine. Un loc al rușinii. Și fără pășune, și fără cuvânt, și fără comunicare. Mefiboset din Lodebar este un om acoperit de rușine care locuiește într-un loc fără o comunicare din partea lui Dumnezeu, fără un cuvânt din partea lui Dumnezeu, fără posibilitate de reabilitare, într-un loc pustiu, sărac. Avea cinci ani când au murit în aceeași zi, la muntele Gilboa, atât tatăl său Ionatan, cât și bunicul său, împăratul său. Și la vârsta de cinci ani a fost apucat de o doică, de guvernantă, care a fugit în grabă pentru că în momentul unei asemenea înfrângeri, invadatorii căutau mai întâi familia împăratului să o extermine. Și în graba el a scăpat din brațe, a căzut, s-a lovit suficient de rău încât să fie o loc de ambele picioare. Trecuseră aproape de 20 de ani de atunci. Cumva omul acesta a reușit să-și depășească condiția, se căsătorise și avea un fiu mic, probabil născut nu de mult. Și într-un asemenea moment, David vrea să fie bun cu cineva din casa lui Saul. Acum vom vorbi mai întâi de bunătatea lui David. Pentru că înainte ca David să se poarte față de boșet. din pricina prietenului său, cum vom vedea Ionatan, știți de relația de prietenie apropiată dintre David și Ionatan, înainte să se poarte față de Mefiboset cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, David el însuși este un împărat bun. Este împăratul etalon al Israelului. De la el în continuare toți împărații au fost evaluați funcție de el. El este standardul. De fapt, Mesia, Domnul Iisus Hristos, va veni din seminția lui David, și se va instaura în domnia de o mie de ani pe tronul lui David. David este cel mai important împărat al lui Israel. Și casa lui este o casă în care Dumnezeu a așezat profeții binecuvântate pentru viitor. Dar bunătatea lui David are de învins câteva obstacole. Și un obstacol foarte mare este legătura de neam. Știți că David la rândul lui este ginerele împăratului, este ginerele lui Saul și cumnat cu Ionatan. Dar Saul îl urăște și îl urmărește și vrea să-l omoare. Pentru că Saul nu suportă ca în împărăția lui, un om care este sub puterea Duhului lui Dumnezeu să poată să primească dragostea, aprecierea poporului. Scumpii mei, există din când în când în istorie, și poate mai des decât ne-ar plăcea, oameni cu un caracter întunecos, ca acela lui Saul, un om chinuit de un Duh rău pentru că numai un duh rău îl poate face la vârsta lui, când se gândește la viitorul împărăției și când are în preajma lui oameni extraordinari, ca Ionatan, fiul său, și ca David, ginerele său, să se mai gândească la el, la mândria lui, la înălțarea lui. David este un salvator al lui Israel atunci când îl ucide pe Goliat. David intră și iese în fruntea poporului și cucerește și obține mari victorii pentru Israel. Și datorită acestui lucru extraordinar pe care îl face Dumnezeu în viața acestui ales al său, că deja îl unsese și îl alesese ca succesor pe tronul lui Israel, era o chestiune de timp până când ceea ce era de drept să devină și de fapt chiar dacă pentru o vreme ca împărat lepădat, Saul era încă acolo. Saul nu numai că nu trește sentimente întunecoase de răutate, de ură, de invidie împotriva lui David, dar încearcă să-l ucidă în repetate rânduri și îl urmărește ani de zile. Mai mult, atunci când Ionatan îi ia partea și încearcă să-l apere, se întoarce cu furie și către Ionatan. Nu putem să uităm episodul acela când Ionatan uh, învinge o întreagă armată filisteană, este epuizat, și neștiind de juruința fără minte a tatălui său de a impune un post pentru întreaga armată, ce împărat își pune armata să postească în ziua războiului. Și totuși o face. Când află că Ionatan a încălcat porunca, este puțin cam repezit la o îndeplini, până și Iefta s-a căinat și a dat fiicei lui timp să-și plângă fecioria împreună cu tovarășele ei. Saul cam repede se grăbește să-l pună la butuc pe fiul său Ionatan. Ăsta este omul și ăsta este neamul pe care l-a lepădat Dumnezeu. Și deși Ionatan este un om integru, este un om loial, este un om de care Dumnezeu se folosește în mai multe rânduri și pentru binele lui Israel, dar și pentru salvarea lui David, cade pe munții Gilboa sub blestemul Tatălui său. Pentru că Dumnezeu a rostit. Un blestem asupra casei lui Saul, neascultătorul. Neascultarea fiind mai păcătoasă până și decât vrăjitoria. Și acest blestem a pus o legătură teribilă pe toți supraviețuitorii. A murit aici Boșet, urmașul la tron, pentru doi ani în Regatul lui Israel. Au murit oameni după oameni. Care au aparținut casei lui Saul, datorită blestemului pe care Dumnezeu l-a așezat asupra acestei case. Și vă dați seama, ca David să-și exprime această bunătate, el trebuie să treacă peste acest obstacol mare. Casa lui Saul e casa dușmanului lui. Casa lui Saul e o casă pe care o bleastă Dumnezeu este o casă înfierată de Dumnezeu, sub blestemul lui Dumnezeu. Și de acolo, din blestem, acest om trebuie să scoată pe unul care trăiește în rușine, ăsta e numele lui Mefiboset, și într-un loc fără cuvânt, fără pășune, într-un loc pustiu bunătatea lui David îl face să treacă peste acest mare obstacol. Dar ceea ce îl ajută să treacă peste acest mare obstacol este obligat și a unui legământ. Trece peste legătura aceasta de blestem a întregii case a lui Sau. Dar David nu poate trece peste legământul pe care l-a făcut cu prietenul său Ionatan. Vine vremea ca David să fie credincios acelui legământ. Vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în 1 Samuel, capitolul 20. David este înștiințat de Ionatan să fugă, să se ferească, pentru că tatăl său a hotărât să îl omoare. Și atunci când se desparte, de Ionatan, probabil pentru ultima dată. Sunt ultimele cuvinte rostite de acești doi prieteni la ultima lor întâlnire. Ascultați ce spune Ionatan. Versetul 14, 15 și apoi 16. Dacă voi mai trăi, spune Ionatan, să te porți față de mine, cu o bunătate ca a Domnului. Asta este cererea unui prieten adevărat. Și dacă voi muri, să nu îți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrășmașii lui David de pe fața pământului. Va veni o vreme când Dumnezeu, pentru că te iubește, pentru că te-a ales, îți va nimici toți vrăjmașii, începând cu Tata și cu toată casa mea. Și nu știu dacă eu voi scăpa. S-ar putea să trăiesc și s-ar putea să nu supraviețuiesc acestui blestem al casei Tatălui meu. Dar, David, dacă voi trăi, tu vei fi împărat, nu eu. Când tu vei fi împărat să te porți cu mine și cu familia mea, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Iar dacă va fi să mor, chiar și atunci când Dumnezeu îți va pedepsi toți dușmanii și îi va băga în pământ, adică de pe fața pământului, nu mai sunt pe fața pământului, sunt în pământ toți. Pentru că s-au ridicat împotriva alesului lui Dumnezeu pentru tronul lui Israel. chiar și atunci să nu-ți îndepărtezi bunătatea față de casa mea. Și în versetul 16 spune, Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David, Domnul să se răzbune pe vrăjmașii lui David. Asta spune legământul dintre David și Ionatan. Dar acolo, în legământul acesta care cere răzbunare și moarte pentru casa lui Saul, e o clauză a iubirii prietenești dintre acești doi mari oameni. Și după ce își consolidează împărăția, într-o zi, că știți cum l-a plâns David. Și nu l-a plâns numai pe Ionatan. L-a plâns pe dușmanul lui Saul că n-a îndrăznit să se atingă de viața lui, deși putea de mai multe ori. Bunătatea lui David este extraordinară. Depășește această legătură a blestemului. Respectă legământul prieteniei. Dacă legătura de neam rostea moarte în dreptul lui Mefiboset, legământul dintre doi prieteni rostește viață pentru Mefiboset. Dar vă rog să observați: bunătatea lui David merge un pas mai departe. Bunătatea lui David nu se mulțumește doar că în mijlocul unei case blestemate de Dumnezeu și exterminate de Dumnezeu a găsit un supraviețuitor căruia să-i dea viața. Bunătatea lui David nu se oprește doar la a-și aduce aminte de legământul pe care l-a făcut cu cel mai bun prieten și apărător al lui în mijlocul necazului și al pericolului. Însă David spune, nu-i de ajuns să-ți dau viața. Și îi dă o legitimitate regală. Îi dă toate averile regale ale tatălui său știți ale cui trebuiau să fie toate acele averi ale casei lui Saul? Că erau averi regale. Trebuiau să fie ale lui David. Și David spune, Mefiboset, sunt ale tale. Nu, dă, nu doar că îl scapă de moarte și îi dă viața, dar îl face moștenitor, îi dă o moștenire acestui Mefiboset și nu o moștenire mică. Asta este bunătatea lui David. S-au mai văzut asemenea lucruri în istorie, nu multe, dar suficiente, încât să ajungem la concluzia că atunci când un om cunoaște legea lui Dumnezeu, cunoaște caracterul lui Dumnezeu, poate depune eforturi mari de a ierta, de a fi bun, de a cruța, însă până aici nu vedem nimic dumnezeiesc în ceea ce face David, pentru că au făcut-o și alți oameni. Știți unde bunătatea lui David devine o bunătate ca a lui Dumnezeu? Și acum haideți să vedem în al doilea rând, nu numai bunătatea lui David, bunătatea lui David ca bunătatea lui Dumnezeu. Îl ia pe acest proscris dintr-un neam blestemat și îl așează în fiecare zi la masa Împăratului, la masa lui. David spune: Vreau să te văd în fiecare zi, vreau să stai la masă cu mine în fiecare zi. Deja lucrul acesta depășește puterea de bunătate a unui om să te duci la cel mai mare dușman al tău. Și să-i spui: Ai ajuns la mâna mea și nu ți fac nimic. Să stai față în față cu cel mai mare dușman al tău și să-i spui: Există totuși ceva bun în trecutul tău de care am să mă leg ca să-ți dau o fărămă de bunătate. Sau să-i spui, tot ce ești și ai tu, aș putea să-ți iau și îl las. Dar să ajungi să-i spui, casa mea e casa ta? Să ajungi să-i spui, masa mea e masa ta? Așa ceva, frați și surori, n-a putut să facă decât binecuvântatul și bunul nostru Dumnezeu, care ne-a luat din lumea aceasta oameni proscriști și sub blestemul păcatului. Și prin fiul său și de dragul fiului său ne-a cruțat și ne-a dat viață și ne-a făcut și moștenitori și în fiecare lună, atunci când ne întâlnim la masa Domnului, ne așează să stăm cu El la masa împăratului și ne promite că în veșnicie vom sta la masa Lui și mai mult El ne va sluji. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Și acum David depășește cadrul acesta uman, corfi câțiva oameni care să aibă atâta bunătate încât să o arate față de aproapele, să-l cruțe și să-l lase în plata Domnului. Dar atâta poate să facă bunătatea omului, să-l lase pe dușman în plata Domnului. Însă bunătatea lui Dumnezeu îl așează la masă, în casă, cu împăratul. Și acum vă rog să observați ce se întâmplă la masa împăratului. La masa împăratului acestui Mefiboșeti se dă apartenență, pentru că el face parte din casa regală. Vă rog să observați ce spune aici cuvântul Domnului. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Când intrai în sala aceea, unde lua casa regală masa, Mefiboset era la rând cu toți fiii împăratului, aproape că nu puteai să faci deosebire între ei. Asta îi dă da apartenență. Mefiboset acum face parte din casa lui David. Este în rând, în șir, cum fii lui David. El era stigmatizat. Numele lui era un nume de rușine. De fapt, Mefiboset vine mai întâi de la uh, o expresie care se referea la un zeu păgân, baștu. Cine fi dat și lui numele ăsta, Doamne? Pe urmă a fost modificat, cum sunt multe cuvinte, să reprezinte un cuvânt al rușinii. Stea rușinea deasupra lui, stigma aceasta, dar nu numele îl era cel mai rău, ci faptul că e din casa lui Saul, în timpul de mare ascensiune și binecuvântare a împărăției lui David, Mefiboset, nepotul lui Saul, stă la masa lui David, printre fiii lui. La masa împăratului el capătă apartenență, apoi la masa împăratului capătă abundență. Omul acesta era sărat, averile nu mai erau ale lui. Trăia într-un loc fără pășune. Și cuvântul, deci cuvântul înseamnă și un loc fără cuvânt, fără comunicare, un loc izolat, un loc pustiu. Acolo nu era nici cuvânt spiritual și acolo nu era nici hrană pentru trup. Într-un asemenea loc stă Mefiboset. Și de acolo, din locul acela, fără pășune, Mefiboset ajunge direct la masa împăratului unde este abundență de hrană. Putea să spună David, ți-am dat moștenirea tatălui tău, lucrează țiba pentru tine, era prea puțin pentru David. A vrut să-l ducă în cel mai abundent loc din tot Israelul. Și locul acela, cel mai de clasă, cel mai abundent, este masa împăratului. Și mai mult decât atât, la masa împăratului, Mefiboset capătă ascendență. Pentru că știți că era infirm, era olog. log. Oriunde era Mefiboset, se vedea că este un om infirm, o loc de ambele picioare. Trebuia cărat, trebuia dus, trebuia ajutat, trebuia sprijinit. La un omolog, oamenii se uită de sus, pentru că ori e jos și se tărăște pe jos, ori e într-un cărucior, ori e cărat pe o targă. La un om infirm, și din păcate, mulți se uită la ei nu numai fizic de sus în jos. Se uită cu condescendență la ei, considerându-i ca niște oameni blestemați de Dumnezeu, să nu poată umbla. Acest om capătă o ascendență extraordinară pentru că la masa împăratului nu îi se mai vede infirmitatea. Acolo nu mai e un infirm. Acolo stă umăr la umăr și cot la cot cu cei mai importanți oameni din regat. Dragii mei, ce minunată e bunătatea lui Dumnezeu, că bunătatea lui Dumnezeu ne-a dat dreptul să fim înfiați în familia Lui și să-i aparținem. Bunătatea Lui ne-a dat viață din belșug și bunătatea Lui ne-a așezat la masa lui, unde nu numai că nu ni se mai văd infirmitățile, la masa împăratului David nu se mai vedea infirmitatea lui Benfiboset boșet. la masa împăratului din ceruri ne sunt vindecate infirmitățile. Mărit să fie numele Domnului. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Și David imită bunătatea lui Dumnezeu. Uh, Momentul acela trist din 2 Samuel, capitolul 4, cu versetul 4, când este descrisă istoria acestui copil de câțiva ani, în fugă, scăpat de guvernantă, rănit la nivelul la care să nu mai poată umbla niciodată, o loc de ambele picioare. Știți cum este un om care are o infirmitate? Este tot timpul conștient că atenția oamenilor, este asupra acelei infirmități. Un om infirm nu se simte niciodată confortabil. Un om infirm este un om timid. Un om infirm este un om care trăiește sub o permanentă apăsare. Vai de cei ce bat jocoresc infirmitățile altora. Vai. Dar, dragii mei, cu ce să ne lăudăm că toți am fost infirmi din punct de vedere spiritual? S-a dus pe muntele Carmel, marele proroc al lui Dumnezeu Ilie și le-a spus, până când veți șchiopăta de ambele picioare, există o infirmitate mai urâtă, mai hidoasă decât infirmitatea fizică. Este infirmitatea spirituală. Și, Doamne, câți nu sunt ologi din punct de vedere spiritual? Știu, pătând de ambele picioare. Am văzut bunătatea lui David, care depășește legătura de neamă lui Mefiboset, care cerea moarte asupra lui, era sub blestemul lui Dumnezeu, care își aduce aminte de legământul de prietenie cu Ionatan și în loc de moarte, Mefiboset are viață, și care legitimizează poziția regală a lui Mefiboset ca fiu. De prinț, ca prinț al lui Israel, dându-i înapoi toate moștenirile familiei sale. Bunătatea lui David este depășită de bunătatea lui David ca bunătatea lui Dumnezeu atunci când îl așează la masa lui și îi dă apartenență la neamul, la casa, la familia lui, îi dă abundență la masa Regelui și îi da ascendență față de alții care până atunci s-au uitat de sus în jos la el. A venit vremea să se uite ca la un om care stă la masă cu David și cu casa lui. Însă, în al treilea rând, observăm în istoria acestor doi oameni, David și Mef Mefiboset, că bunătatea lui David este testată. Să se vadă dacă într-adevăr rezistă examenului. Și nu rămâne doar o bunătate a unui om, ci rămâne o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. În 2 Samuel, capitolul 16 și apoi 19, sunt două momente determinante în relația dintre David și Mefiboset, care testează până în măduvă, până în adâncime, bunătatea lui David să se vadă dacă mai rămâne ceva din bunătatea lui Dumnezeu în bunătatea lui David. Știți care este marea problemă, frați și surori? Ori de câte ori noi ne manifestăm o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, vine diavolul să ne ispitească, să pierdem acest conținut, să rămânem numai buni cu bunătatea noastră, că de aia nu e frică celui rău. Pe aia e o spulberă rapid. Atâta vreme cât bunătatea noastră este de fapt bunătatea lui Dumnezeu, nici măcar nu este ca bunătatea lui Dumnezeu, ci devine bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și bunătatea pe care eu o am nu mai este bunătatea mea, e bunătatea lui Dumnezeu care se manifestă în viața mea. Abia atunci ești biruitor în acest mare examen a bunătății. Ce se întâmplă? Între timp, David face o mare greșeală. După ce are mari biruințe și consolidează împărăția. În capitolul 9, se poartă cum e cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Îl vedem în capitolul 11, căzând la examenul moral. Și apoi Dumnezeu îl mustră prin Natan și din acel moment există un blestem al sângelui care cade peste casa lui David și care nu se mai termină niciodată, nici măcar după moartea lui, pentru că i s-au cerut patru miei înapoi și trei i-a dat în timpul vieții. Copilul care s-a născut din Batșeba a murit, apoi a murit Amnon, ucis de Absalom, și apoi a murit Absalom, ucis de Ioab. Și a mai rămas Adonia, care avea să fie ucis de Solomon după moartea tatălui său David. Atât de serios este Dumnezeu atunci când e vorba de păcat și de imoralitate. De aceea Biblia ne avertizează să avem grijă cum trăim. Să nu-l dezonorăm pe Dumnezeu. Dar trece acest episod. Și apare războiul civil când Absalom se ridică împotriva tatălui său. Știți că Absalom pune mâna pe împărăție pentru un scurt timp și David trebuie să fugă în exil. Și atunci când fuge David, într-un moment crucial, când totul era în cumpănă, când nu se știa cum vor ieși la capăt lucrurile. Cine apare în fața lui David? Capitolul 16, de la versetul 1. Când trecuse David puțin de vârf, iată că țiba. Vă duceți aminte de țiba. Slujitorul din casa lui Saul, care acum administra toate averile casei lui Saul pentru Mefiboshet. țiba slujitorului lui Mefiboshet a venit înaintea lui. A lui David, cu doi măgari înșeuați, pe care erau 200 de pâini, 100 de turte de stafide, 100 de roade de vară și un burduf cu vin. Împăratul a zis lui Țiba, ce vrei să faci cu acestea? Și Țiba a răspuns, Măgarii sunt pentru casa împăratului, pentru călărie, pâinile și roadele de vară sunt pentru hrana tinerilor și vinul pentru potolirea setei celor ce vor fi obosiți în pustiu. Împăratul a zis: Unde este fiul stăpânului tău? Adică Mefiboset. Și Țiba a răspuns împăratului: Iată, a rămas la Ierusalim că ce a zis. Astăzi casa lui Israel îmi va da înapoi împărăția tatălui meu. Țiba pretinde că Mefi Boșet a crezut că poate să ajungă împărat. Împăratul a zis lui Țiba, tot ce este a lui Mefi Boșet este al tău. Și Țiba a zis, mă închin cu plecăciune, să capăt trecere înaintea ta, împărate, Domnul meu. Prima dată am văzut în negrirea lui Mefiboset. Dragii mei, am auzit multe interpretări și comentarii, eu am să o iau pe scurtătură și am să vă spun mai întâi că primul test al bunătății este atunci când aproapele tău este defăimat cu vorbe rele și neadevărate sau pe care încă nu le-ai putut proba, pe care nu le-ai putut verifica, în negrirea lui Mefiboset, eu îl găsesc vinovat pe David și deja nu mai vedem bunătatea lui Dumnezeu în bunătatea lui David, pentru că s-a pripit să rostească o sentință într-un moment în care este foarte adevărat. Avea nevoie și de măgari, și de mâncare, și de băutură. El era un proscris acum, el era un fugar. Dar nu trebuia să se grăbească să rostească sentințe pe vorbele de defăimare și de înegrire a unui om. Să zicem că așa a fost. Să zicem că Mefiboset a avut nebunia să creadă că va pune înapoi mâna pe tronul lui Israel. Și că el este cel care va profita de conflictul dintre David și fiul său Absalom. Măcar că, este o aberație ca un om să-și fi putut închipui așa ceva. E adevărat că oamenii în orice condiție și în orice stare ar fi, când este vorba de viitorul lor, se cred foarte mari și tari și își închipuie lucruri luminoase și grandioase. Uneori ne pierdem simțul realității atunci când ne imaginăm ce am fi noi în stare să facem. Multe răni își fac oamenii închipuindu-și lucruri mai presus de puterile și de capacitatea lor. Dar hai să zicem că Mefi Boșet, acest proscris, scos dintr-un loc al rușinii și al lipsurilor de David, pus la masa lui să mănânce, are un moment de nebunie și își închipuie că poate să ia împărăția. Doar pentru că Țiba a spus lucrul acesta, era ceva dovedit? Dacă este un lucru, creșit pe care îl facem în ziua de astăzi și de aceea atunci când îl facem. Bunătatea lui Dumnezeu nu este bunătatea noastră. Este că prea repede credem vorbele mincinoase și defăimările care sunt lansate și de multe ori inventate cu dezinvoltură de parcă persoana care spune minciunile le-ar ști de undeva din sursă sigură. Știu eu ce fac ăștia acolo, știu eu ce se întâmplă cu toate, știu eu Acestea sunt înnegriri și Dumnezeu nu cere de la noi să fim nici naivi, nici orbi și să nu ținem cont de nimic. Dar până la proba contrarie și până când se dovedesc lucrurile, nu lua decizii de genul Țiba, tot ce e a lui Mefiboset e al tău, m-am săturat de nerecunoscătorul ăsta, de omul ăsta trădător, care-mi întoarce acum spatele când sunt la greu. Și care a zis lucrurile astea. Doar pentru că țiba a venit cu doi măgari încărcați de provizii, asta nu înseamnă că Mefiboset a zis ceea ce țiba a zis că a zis Mefiboset. Mare grijă. Că ni se poate infecta bunătatea lui Dumnezeu din noi, din caracterul nostru, atunci când ne grăbim să credem în mod neverificat, nefondat, de făimări și lucruri mincinoase pe care le rostesc oamenii despre alții. Negrirea lui Mefiboset este urmată de întâlnirea cu Mefiboset. A fost înnegrit Mefiboset, acum vine un moment al întâlnirii Negrirea lui fi întâlnirea cu Mefiboset. Boșet în uh, 2 Samuel, capitolul 19, versetul 24. După ce David îl învinge pe Absalom, după ce Absalom moare, după jalea împăratului, după ce își mai revine, în sfârșit se întoarce în glorie ca biruitor împărat. Și ascultați ce spune versetul 24 din 2 Samuel 19. Mefiboset fiul lui Saul, S-a coborât și el înaintea împăratului când s-a întors înapoi. Și acum atenție! Nu-și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-și spălase hainele, din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Arată așa un om care vrea să ajungă împărat? Îl iau oamenii pe un asemenea om să-l pună pe tron? Nu. Nu, lui Mefiboset nu i-a ars de tron dacă i-ar dea de tron, și căutea un rând de haine cu care stătuse la masa împăratului. Se spăla, se ungea, se pregătea. Un președinte cu câteva zeci de ani înainte, care avea probleme cu umblatul și a făcut niște suporți de fier, America n-a știut că are un președinte care stă în cărucior imobilizat și a ascuns infirmitatea. Pentru că probabil dacă ar fi știut electoratul că președintele e imobilizat în cărucior, poate mulți nu l-ar fi ales, ar fi spus, măi, cum să poți să fii președinte și să nu umbli? Este vorba de Franklin Delano Roosevelt. Cu niște eforturi și niște dureri imense mergea pe structura aceea metalică care îi îmbrăca picioarele până la tribuna Congresului, și acolo vorbea. Și presa a păstrat secretul, deși știa. Nu știu ce ar fi trebuit să facă săracul Mefiboset ca să arate împărat. Că cu picioarele nu s-ar fi putut ajuta prea mult, dar măcar s-ar fi îmbrăcat ca un împărat. Din ziua plecării lui David, nu și îngrijise nici picioarele, nici barba, nu-și spălase hainele. Când s-a dus înaintea împăratului în Ierusalim, împăratul i-a zis, pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? A, acum îl întrebi. După ce i-ai dat toate averile lui Țiva. De ce n-ai venit cu mine? Și el a răspuns împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău care este o log, nu avea cum să vină după tine, slujitorul tău o log. Cum să vină slujitorul tău o log după tine? Zisese, voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Pe ce măgar? Că i-a luat țiba ca să-i încarce și să-l cumpere, să-l înșele pe David și el a negrit pe robul tău la Domnul meu împăratul, dar Domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu, fă ce vei crede. Este un om resemnat, a fost înnegrit. Cum să se apere sărmanul boșet? El nu spune lui David, uite-te, Doamne, la încălțămintea mea, uite-te la sandalele mele, uite-te la picioarele mele, uite-te la hainele mele eu nu mai sunt îngrijit, eu nu arăta om care a vrut să pună mâna pe împărăție. Omul acesta recunoaște că este un proscris, că dacă este și trăiește și respire, datorită bunătății lui David ca bunătatea lui Dumnezeu, că dacă a stat la masa împăratului, a fost un act de grație și de bunătate din partea lui David, nu îi se cuvenea nimic, ca acum ar fi pus la eșafot și ar fi omorât. Pentru el nu înseamnă decât ceea ce și așa S-ar fi putut întâmpla de mult. Și apoi, zice așa, că și toți cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea Împăratului. Domnul meu, și totuși, tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu și ce am să cer eu Împăratului? nu-ți mai pot cere viață, nu-ți mai pot cere dreptul de a sta la masă, nu mai pot să cer moștenire, nu mai pot să cer nimic. Nu merit să beneficiezi nici de bunătatea ta și nici de bunătatea ta ca bunătatea lui Dumnezeu. Fă ce vei crede. Îl văd pe împăratul David și aici ajungem la încurcătura lui David. Ajunge la o mare încurcătură se uită și își dă seama că și-a dat cuvântul lui Țiba împotriva cuvântului pe care l-a dat mai înainte lui Mefiboset, iar acum se află față în față cu adevărul. Aș fi vrut ca aici David să dea dovadă mai mult de dreptate decât de slăbiciune și chiar să-l pedepsească pe Țiba pentru minciuna și de făimarea aceea, dar știți de ce nu l-a pedepsit? Pentru că i-a adus merinde într-un moment crucial, pentru că la momentul la care avea nevoie ca de aer, de cineva care să-i aducă merinde, un mijloc de transport de băut, i-a adus. Și le îmbrobodește repede de tot și spune: Ce mai vorbești atât? pentru că vorbele tale îmi străpung inima, pentru că am promis că mă voi porta cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu și am făcut-o, dar vorbele tale mi-arată slăbiciunea mea. Am căzut la testul acesta, m-am grăbit să cred ce nu trebuia să cred și bunătatea lui Dumnezeu n-ar fi făcut asta. Ce mai vorbește atâta? Am spus. Tu și Țiba veți împărți pământul este metoda aceea de a rezolva cu compromis atunci când omul se prinde pe sine însuși. În cursa unei bunătăți care a rămas bunătatea lui. Rămânem cu bunătatea lui David. Că dacă nu era bun, putea să-l pună la eșafot pe Mefiboset. Rămâne la nivelul bunătății lui. Dar nu mai spune nici că îi mai dă voie să stea la masă, nu mai știm dacă l-a mai primit la masă după aceea ia jumătate din averi și s-a scăpat de el. Și Mefiboset are ultimul cuvânt. Și a zis împăratului să ia chiar totul. Căci împăratul, domnul meu, se întoarce în pace acasă. Știți ce este uluitor aici? Că am citit toate aceste pasaje gândindu-ne la bunătatea lui David, ca o bunătate a lui Dumnezeu. Și încheiem această istorie uitându-ne impresionați și mirați la calitatea caracterului lui Mefi care se bucură așa de mult că binefăcătorul lui s-a întors steafăr și din nou pe tronul lui Israel, încât nu-i mai trebuie nicio avere, nu-i mai trebuie nimic, satisfacția să vadă pe împăratul David, în viață, și pe tronul său. Este suficient pentru acest om. Dragii mei, vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș dori în această seară să testăm bunătatea din noi. Este bine să fim buni, dar nu este suficient să fim buni. Aș dori să căutăm în inimile noastre nu bunătatea noastră. Dacă este acolo, tot este mai bine decât să găsim răutate, ură, vorbire de rău și așa mai departe și defăimare. E mai bine să găsim bunătate decât răutate. Dar, dar, mai important decât să găsim acolo bunătatea noastră, vă invit să căutăm o bunătate care nu ne aparține și nu ne poate aparține nouă, bunătatea lui Dumnezeu, nu numai, nici nici măcar o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Că uneori o bunătate care imită bunătatea lui Dumnezeu cade la test. Eu n-aș vrea să avem o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, ci să avem cu adevărat bunătatea Domnului Isus Hristos în viețile noastre. Aceasta să o căutăm și să ne cercetăm înaintea Domnului, să cerem ca El să ne ajute. Nu să fim buni ci să primim darul acelei bunătăți a Domnului Hristos. Ne rugăm cu toții!